Joi la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava au început lucrările celei de-a 12-a ediții a conferinței internaționale Development and Application Systems. Evenimentul, care se desfășoară în perioada 15-17 mai 2014, a fost organizat de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. La sesiunile plenare ale conferinței au fost realizate prezentări de specialiști din Statele Unite, Japonia, Portugalia, Canada și Olanda. Sunt 5 profesori invitați care susțin lucrările în plenul sesiunii, altfel în cele 4 secțiuni ale conferinței, în ședințe care se desfășoară simultan câte 2 secțiuni, vor fi prezentate pe parcursul zilei de astăzi cele 10 lucrări. Vom mai avea încă 2 intervenții a unor profesori în după masa aceasta în plenul conferinței, iar mâine dimineață încă o intervenție în plenul conferinței. Începând din acest an, lucrările prezentate la conferință vor fi indexate în bazele de date Explore și InSpec. Suntem la 12-a ediție a conferinței Development and Application Systems, o conferință care valoric a crescut de la an la an, deși din punct de vedere al numărului de articole constatăm o reducere față de anii anteriori. Este semnificativ faptul că pentru prima dată în acest an o bază de date internațională, IEEE Explore, a acceptat să indexeze lucrările conferinței noastre, ceea ce înseamnă o recunoaștere pe plan internațional de către probabil cea mai puternică societate a inginerilor electronici și electrotehnicieni din lume.